make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Everton. Vedem aici golgheterii lui Barclays Premier League. Idee de la West Brom este pe primul loc cu 9 goluri, urmat de Romelu Lukaku, normal, cu 8 goluri și playmaking împotriva celor de la Manchester City. Începe în meciul și vedem ce zăpadă este pe teren. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, pentru că e gratis și ne ajută foarte mult pe noi, ne motivează foarte mult. Îl vedem aici pe noul transfer al lui City, Luka Modric. Chiar și în FIFA 14 a făcut această mișcare de multe ori și de la City Modric acum foarte bine. Distin reușește să-l oprească. Vlad Kirikeș mai are 5 săptămâni de stat pe bară și va reveni și el în primul 11. O, pasă foarte bună acum pentru Lukaku. Lukaku bară! Oh! Ce ocazie am avut aici, Romelu Lukaku a tras în bară la colțul scurt. Am avut o șansă bună de a deschide scorul. Balonul s-a dus din bară în brațele lui Joe Hart, un portar care mi-e place foarte mult, chiar este bun Joe Hart. Pentru acum pe Stefan Jovetic, cu o pasă pentru James Milner. Jovetic reprimește din nou la Milner. Oh, n-a fost Milner cel care a tras, sau cred, dacă ori Milner ori Nasri. Au corner cei de la City, vulturii albaștri încearcă să facă ceva la această fază. O centrare nu foarte inspirată, dar o lovitură de cap a lui Fernando, periculoasă de la mare distanță. A reținut acolo totuși în brațe Tim Howard. Nu este portar care să fie învins atât de ușor cu astfel de minge. Iată acum pe Miralas. Miralas reușește cu noroc să rămână la balon. Kevin Miralas cu o pasă peste apărare pentru De Bruyne. Foarte bine la Lukaku. Uf, side oricum la Lukaku, da? Jovetic cu o pasă pentru Milner. Milner rămâne care un la unul cu portarul și îl învinge pe Tim Howard acolo. Din păcate Milner nu reușește, de fapt Howard nu reușește să-l oprească, dar apărarea noastră a fost făcută praf la această fază. Iată acum pe De Bruyne, încearcă el să egaleze. De Bruyne! Vedem pe Hart cât de bine se descurcă în poartă, parcă toate mingile se lipesc de mâna lui, zici că are magnet în mâini. Lukaku acum în zona centrală, Lukaku trage, dar șutul său nu prinde destul efect, nici cadrul porții nu prinde, pentru că a fost deviat în corner, nici nu am observat asta. Să vedem centrarea lui Baines, bate în direct acum o centrare, cred că este, da, este prima noastră centrare la această carieră. În faze fixe, iată acum o pasă la Barkley. Barkley continuă și încearcă o centrare. Vom avea încă o dată corner. Baines este nevoit să facă în conjurul terenului, să spunem așa. Iată acum pe Barkley. Barkley trece foarte frumos, foarte mult jocul de picioare al Barkley. Scoate în spate la Distin pentru Zelalem. Corner încă o dată. Cât de bine a reușit să apere acolo Joe Hart. Ocazii mari, ocazii peste ocazii, dar nu a reușit să marcăm încă o dată Zelalem. Zelalem cu o pasă încercată în careu, dar nereușită. După care balonul a fost respins încă o dată. Nu se complică deloc adversarii noștri, nu stau pe gânduri. Iată acum pe Cavanda cu o pasă bună la Zelalem, foarte activ în jocul nostru. Zelalem trece foarte frumos. Zelalem, Zelalem, gol! Zelalem! Incredibil așa ceva. Impresionant cât de frumos a trecut aici Zelalem. A trecut ca fulgerul. Foarte, foarte rapid. Foarte mult jocul de picior al lui Zelalem. Excelent control al balonului aici. Se vede că a revenit în primul nostru 11. Revine cu gol fundașul nostru foarte bun Zelalem. Gareth Barry, da, mijlocașul nostru foarte bun Zelalem, scuzați-mă, Gareth Barry nu a putut să ia locul, să-l locuiască pe Zelalem, nu a făcut meciuri foarte bune. Am reușit să egalăm și vom avea o repriză la dispoziție să întoarcem scorul. La pauză este 1-1. Miralas cu o pasă bună pentru Lukaku, face o preluare ca de obicei splendidă. Lukaku și corner, a fost corner la faza aceasta. Miralas este cel care probabil se va duce în care o să găsească o nouă soluție Miralas, dar a intrat parcă în piciorul adversarului. Încă o dată corner. Oricum am dominat-o clar pe City. A avut un șut și unul pe poartă și un gol. Noi am avut cam 6 șuturi. O centrare bună acum pentru Lukaku și nu reușește din păcate să dea pe cadrul porții. Balonul este respins încă o dată în corner. Avem raportul cornerilor 5-1.
Se vede clar că meciul a fost dominat, dar asta nu contează pentru că golul este cel mai important. Atacul pe Baines, greșeală mare a lui Baines. Baines trebuie să recupereze aici, Fernando este cel care a recuperat și scapă balonul în out, s-a intimidat de Baines. Lucrurile oricum s-au mai complicat, în locul lui Jovetic a intrat Sergio Aguero. De Bruyne acolo pasă pentru Ture, pentru mai departe la Milner, reprimește Yaya Ture pentru acela Sergio Aguero, Milner. Și iată pe Chamberlain, face și el pressing, dar nu reușește să recupereze. Cavanda vine din careu și încearcă să-l prească pe Aguero. Iată acum pe Kael Clichy, pasă pentru Aguero! Și deviat în brațele lui Howard. Se vede cum a intrat Aguero, că au venit ocaziile la poarta noastră. Iată acum pe Kevin De Bruyne pentru Romelu Lukaku! Șutul său se duce peste poartă. Am rezultat bine în această fază, nu am mai avut soluții și a trebuit să tragem. Dar acum o pasă pentru David Silva, centrarea lui Silva la a doua bară este foarte bine respinsă de jucătorii noștri. Însă Clichy încă o dată recuperează, iată-l foarte bine pe Zela Lende posedând Chamberlain, are o viteză bună Oxlade Chamberlain. Chamberlain se duce de unul singur și pasează acum foarte bine lui Lukaku. Lukaku la unul cu portarul, Lukaku! Nu este gol nici de această dată, ce șansă am avut. Kevin De Bruyne a tras acolo, dar balonul a fost deviat în brațele lui Joe Hart. Ce ocazie uriașă am avut aici, ratare impardonabilă din păcate a lui Kevin De Bruyne. Dacă dădea mai cu cap, poate să ridicăm mingea, să dăm un lob, cine știe, poate ar fi intrat, am fost mai sigur pe gol. Iată-l acum pe David Silva, o centrare periculoasă, Cavanda dintre doi adversari reușește să respingă. Și iată-l acum pe Lukaku. Lukaku pasă pentru urcarea lui Chamberlain. Chamberlain pentru Lukaku, foarte bună pasă. Lukaku! Nu reușește nici acum să-l învingă pe Joe Hart, care a scos toate mingile. Chemăm om, vine acolo imediat Distin reprimește. Acum este un teclin al lui Bakary Sania. Haide Distin cu un șut cu latul, dar peste poartă și acesta. Câte ratări am avut în acest meci. Nu a reușit din păcate să marcăm, parcă mingea nu a vrut să intre în plasă. Și este minutul 90, ultima fază a meciului. Cavanda pentru Chamberlain, iată, faul urât acolo, faul de galben. Haide măcar galben, arbitre. Bine, nu i-a dat nimic. A oprit o fază importantă, poate ultima fază a meciului. Oare vom marca? Să vedem. Iată acum pe Chamberlain pentru Cavanda, mamă, cât de bine se apără aici. Ce intercepții bune au făcut adversarii noștri. Cavanda pentru Chamberlain, Oxlade Chamberlain și se încheie meciul. Iată ce a făcut acolo Chamberlain, s-a dus în adversar. Zelalem a fost omul meciului pentru noi, a reușit unicul gol al nostru. Obținem doar un punct din această partidă foarte grea și avem un meci mai ușor pe terenul nostru împotriva lui Kings Park Rangers. Suntem pe locul 11 și vom juca și acest meci. Și iată că începe meciul pe un teren mult mai frumos, cât de clar se vede și cât de bine se mișcă mingea. Să sperăm că se va mișca bine în favoarea noastră și că ne vom impune în acest meci fără probleme. Iată acum pe Gibson, cu o pasă peste apărare la Romelu Lukaku. Lukaku, gol! Este gol 1-0, Romelu Lukaku. Foarte, foarte bine, reușim deja să intrăm în avantajul partidei, în avantajul meciului. Iată ce preluare și ce șut la colțul lung are Lukaku, dintr-una parcă a dat acolo. 1-0 în minutul 3, trebuie să luăm 3 puncte, avem nevoie de 3 puncte ca de oxigen și sperăm să facem chiar și gol averaj la această partidă. Din păcate am căzut, suntem pe locul 11. Să știți că în acest moment cam pe acest loc este Everton campionat. În realitate au corner acum cei de la Kings Park Rangers, care se anunță și periculoși la poarta noastră, dar nu cred că ne vor pune mari probleme. Nu ar trebui să ne pună probleme în acest meci. Ce șut acolo, va fi încă o dată corner pentru QPR. Match este cel, sau Muci de fapt, este cel care bate cornerul. O centrare la prima bară și este bară acolo, transversală, ocazie mare de tot pentru QPR de a egala, dar nu reușește, respingem acolo mingea direct către vârful nostru, Romelu Lukaku. Au recuperat încă o dată posesia balonului, Muci pentru Vargas înapoi la Muci, apără foarte bine acolo Tim Howard, dar nu reușește să ieșim cu mingea la picior din careul nostru, pasă pentru Vargas,
De unde? Cum a băgat acolo mingea poartă Vargas? Parcă mingea s-a fost ghidată de una singură și ce preluare a făcut. Da, este un gol senzațional, ci drept. Vargas reușește să-l învingă aici pe Tim Howard. Vedem pe această reluare cât de bine a plasat balonul și este 1 la 1 meci care QPR îl tratează cu mult tupeu. Iată acum pe De Bruyne. Execuție a lui Kevin De Bruyne, execuție de fotbalist, de magician a lui De Bruyne, senzațional, îl învinge acolo pe portalul QPR, dar ce gol reușește, ce șut prinde aici, reușește De Bruyne să marcheze un gol splendid cu bar acolo, ce șut la colțul lung, nicio șansă pentru portar, a fost și în plasa laterală, perfect plasat balonul cu multă forță, Kevin De Bruyne. În vincul a fost acest balon trimis, în vincul a fost trimis. 4 goluri în toate competițiile are și Kevin De Bruyne, dar știm că are foarte, foarte multe asisturi și este un jucător foarte bun. A reușit un gol excepțional în acest meci, care abia a început, un meci spectaculos până în minutul 19. Scorul este 2 la 1, s-a marcat 3 goluri până acum. Acum pe Miralas, Miralas cu o diagonală la Chamberlain. Chamberlain trece foarte frumos. Chamberlain intră în careu. Chamberlain, gol! 3 la 1. Super golul lui Oxlade Chamberlain. Cât de frumos a făcut această fază. Un șut cu latul foarte, foarte bun cu piciorul stâng. Oxlade Chamberlain face 3 la 1. Ne plasăm la 2 goluri. Iată cât de frumos a trecut aici. Intră în marginea careului și reușește să placeze invincibil acest balon. S-a lăsat foarte bine acolo și Kevin De Bruyne. Vedem pe această reluare. Și adversarul, stoperul lui QPR a băgat practic piciorul unde Braine, cred că a vrut să-l ia pe la spate, mișelește. Contraatac încercat acum de noi, Chamberlain a marcat și el în acest gol, Chamberlain în acest meci, da? O pasă pentru Lukaku, Lukaku este care? Lukaku! Nu a reușit să treacă acolo. Foarte bine am dezvoltat această fază, acest contraatac în 2 inși, dar nu a reușit Lukaku acolo să treacă. Minge pentru Fer. De carul lui QPR, Muci la balon, Zelalem încearcă să recupereze, Istin, nici el nu face nimic, Cavani, oh, senzațional, cum apără acolo Tim Howard, cu o mână scoate și ne salvează la această fază, excelentul Tim Howard reușește să facă încă o paradă de zile mari, încă un meci de zile mari va face, sunt sigur de asta, iată acum pe Chamberlain încă o dată. Și balonul este respins în aut, cere imediat o minge, ne grăbim. Chiar dacă avem un avantaj destul de bun în fața celor la QPR. Și iată că graba strică treaba. O greșeală de care încearcă să profite adversarii noștri. Chamberlain însă este rapid și îi ia fața adversarului Austin. Austin întoarce și pe Chamberlain și pe Cavanda. Nu e bine fair pentru Barton. Mai departe la Bromwich. Bromwich și excelent. Recuperăm acolo foarte puternic pe picioare Stones. Iată acum pe Kevin De Bruyne. Un gol excepțional de Bruyne până acum, pentru că sigur va mai scoate ceva din Joben, magicianul nostru. Cavanda, este corner. Cavanda le oferă acest corner, putem spune celor de la Kings Park Rangers. Totuși a insistat aici jucătorul lui QPR și a reușit să obțină cornerul executat foarte prost în gura porții de mort. Acum încă o dată pe Muci, poate cel mai activ jucător al lui Kings Park Rangers. De câte ori am spus numele acestei echipe, chiar îmi place să o spun. Acum o pasă pentru Bromwich, o centrare bună, preluare acolo în fața porții. N-ai cum să-l învingi din unghiul acela. Austin n-a avut să-l învingă din unghiul acela pe Tim Howard. Colțul scurt, foarte, foarte greu. Să vedem centrarea aceluiași Muci. Foarte periculoasă, Barton respinge și se încheie prima repriză. 3 la 1 după 45 de minute. Asta este foarte bine pentru noi. În sfârșit, cred că vom mai lua și noi 3 puncte în campionat. Și cum spuneam, cum spun la fiecare meci, sper ca de acum să o ținem tot așa. Miralas în flancul stâng, 1 la 1 cu Isla, a fost jucător la Udinese și chiar la Napoli, dacă nu greșesc, corectați-mă dacă greșesc. Să vedem acum pe
pe Muci, care făcea gol pressing periculos, dar iată De Bruyne pentru Zelalem, Zelalem, Zelalem! Avem corner, foarte bun și șutul lui Zelalem. El ne-a adus un punct în meciul cu Manchester City, meci care trebuia să-l câștigăm autoritar, dar fotbalul nu ne-a dat voie, să spunem așa. Chamberlain cu o pasă pentru Baines, Baines centrează din prima, dar balonul este respins cu ușurință de stopperul lui Kings. Park Rangers, iată acum un călcâi care ies foarte frumos din care cu mingea la picior, sper să o facem și noi odată și odată așa. Fer acum pentru Austin, Austin apără Howard, încearcă să îl învingă acolo la colțul scurt încă o dată pe Howard, dar acesta se opune foarte bine și o pasă acum pentru noul intrat Samuel Eto'o. Cum spuneam, am făcut 3 schimbări deodată, a intrat și Eto'o, Eto'o, Samuel Eto'o trage în bară, la asta chiar nu se aștepta portarul adversarilor noștri. A ieșit în afara terenului, parcă de frică s-a aruncat pe jos acolo. Ce șut tare, puternic a tras acolo Eto'o. Iar acum pe Austin încă o dată, destul de periculos și acest Austin. Iată ce centrare reușește, foarte bună pentru Tarab sau Fer, cred că era acolo. Minge la Barton, puternic, puternic jucătorul nostru. Baines recuperează acum, De Bruyne. Haide De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne scoate o pasă acum pentru Eto'o, Eto'o încearcă o preluare, nu reușește să treacă cu balonul în posesie printre acei doi jucători. Isla cu o pasă pentru Austin, Austin foarte bine reușim să deposedăm, dar faza continuă în careul nostru. Haide, mamă, cât de greu s-a ridicat acolo fundașul nostru, cum distin așa, hai de capul meu, e mare și greu. Abia s-a ridicat. O centrare periculoasă, lovitură de cap, parcă am văzut balonul în plasă, dar bine că nu a fost așa. Și au și corner la faza aceasta. Chamberlain se accidentează și el puțin, bă, dar la fiecare meci văd că cineva se mai accidentează. Bine, sper să nu fie pe o perioadă lungă, sper ca după acest meci deja să-și revină Chamberlain. Bun, de fiecare dată vedeți că noi am învățat portarii să joace ca mijlocași și cu mingi cu pase precise. Vedeam acum pe Maghidi, unul din nou intrat, Maghidi obține out-ul la această fază, minutul 90 și nimic nu ne va mai opri să câștigăm acest meci. Iată acum pe Maghidi încă o dată, Maghidi continuă, iată ce frumos controlează balonul, Maghidi, Maghidi scoate în careu pentru Eto'o, dar balonul a fost până la respins. Nu era Eto'o? Eto'o. Gol senzațional marcat de jucătorul nostru. Cine a fost cel care a marcat unul din nou intrat? Oh, iată-l ce piept face. Este Gibson, Gibson cel care marchează. Un Eurogol marcat de Gibson. Senzațional acest meci. Chiar în minutul 90 marchează și Gibson. Cum spuneam, a fost un meci spectaculos la început, care credeam că pe final, în a doua repriză, s-a cam stins, dar iată că a fost cu goluri și cu spectacol până la sfârșit. Gibson, ce șut prinde aici, o folie a seca cu mare efect, care nu-i mai dă nicio șansă portarului. Și este 4-1, victorie categorică pentru noi în fața celor de la Kings Park Rangers. Sper să fie pentru ultima dată în acest episod când spun numele acestei echipe. Da, câștigăm, o victorie bună. Gibson a fost chiar omul meciului, 8 nota sa, a reușit să marcheze și pe finalul acestui meci. Bun, mai avem un meci în Europa League, este cred ultimul, dar iată cât de bine o ducem în Europa, suntem chiar pe locul 2 meci și avem puncte din plin. Să vedem, este pe terenul nostru acest meci cu Fiorentina, să vedem dacă vom bate 1-1. Gibson a luat și roșu în acest meci. Ofertă de la Norvegia, dar nu acceptăm, am primit 2,35 de milioane din Europa League, sunt bani foarte buni, mai ales că acum vor veni transferurile și avem nevoie de un central mid din Flanders neapărat. Dar stimulăm și cu Hull, este pe terenul nostru, să vedem dacă vom bate. 2-0, Miralas și De Bruyne sunt cei care marchează, dar noi mai avem vreun meci de făcut. Să vedem și pe acest cu Stoke dacă vom bate, este tot pe terenul nostru. 1-0, Miralas este cel care marchează și urcăm în clasament, suntem pe locul 9. Va urma un meci în deplasare cu Newcastle. Dar acesta a fost episodul de astăzi, nu uitați să lăsați și voi un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!